cine sunteți dumneavoastră și nu degeaba vă întreb. Adică eu am vrut să vă întreb, spre exemplu, cine dumneavoastră l-ați considera că ar putea fi prezidentul țării? Cine am putea noi să-l alegem? Deocamdată nu știm cine concurează și dacă o să am pe cine alege dintre concurență, o să fie bine. Viziunea dumneavoastră, cine l-ați? Funcția de președinte e atât de puțin importantă încât nu prea contează. Suntem stat parlamentar, parlamentul decide, dar cum suntem un stat mafiot, șeful clanului decide, nu președintele țării. Ați văzut că l-a pus la întâmplare pe Timofti Pământeanul dumneavoastră și ea că au fost ascultător cu minte. Eu cred așa că nu prea contează cine să ia locul. Eu cred că Timofti s-a pus condiții, pentru că îl cunosc foarte bine. Timofti și cunosc și familia lui, rudele lui. Și condiții s-a pus, și cu minte, da? Și-a fost cu minte? Cred că a avut careva... De ce nu a cerut, iată, dizolvarea Parlamentului dacă nu alegi președintele lui, că nu i-a expirat mandatul? Azi primăvară, dar de ce s-au numit alegerile în 30 octombrie? Pentru că suntem stat mafiot și acceptăm orice derogare de la Constituție. Domnule, eu cred că numai lui s-a pus careva... Înseamnă că a avut ceva de careva, o eveniment frică. Da, poate fi șantajabil, da. A fost șantajabil. A fost și judecător și președinte al... Consiliul Superior al Magistraturii are pentru ce să-l șantajeze, cred că. Foarte corect, da. Dar de ce mă întrebați? Aveți vreo candidatură? Nu, fiindcă totdeauna în presă vehiculează și că, zic că noi suntem vinovați, că nu corect facem alegeri. Păi și asta e drept, nu? Poate e drept, domnule, dar oamenii cu studii superioare nu pot determina pe cine ar putea. Păi crezi și pe unul, crezi și pe altul. E adevărat că e multă minciună, demagogie, dar păi... Și până la urmă... Din atâtea greșeli, în 25 de ani independență, încă n-ați reușit să vedeți cum funcționează democrația? Păi bine, am crezut de pildă aici care vreau eu să integreze în Europa, parcă aveau intenții serioase. Și ea că ne-a păcălit. Și ne-a păcălit. Așa care vreau eu unire cu România, tot ne-a păcălit. Cel care a promis Uniunea Rusia-Belarus și rezolvarea problemei transnistriene în jumătate de an, tot ne-a păcălit. Voronin. În halul ăsta nu mai știi pe cine să crezi. Nu crezi pe nimeni. Parcă. Și atunci... Votez contra tuturor, în așa caz. Și rămânem unde suntem. Dar decât să-i susții cu votul matale, mai da, bine nu-i da, vota. Dar despre platformă ce credeți? Dar ce cu platforma? De ca merită ori... Nu știu, eu n-am să-i votez. N-am să-i votați? Care? Mai degrabă candidez iară singur, independent, decât să votez platforma. Ne-ați pus jos. Dar de ce? Candidați independenti, uite, aveți un candidat foarte bun de ce n-ai candidat? Ai candidat la alegerile parlamentare? Nu, la alegerile măcar un candidat. La funcția de primar, da, independent. Ia uite. Sau în Consiliul Raional. Domnule, salut. Și poate face un consilier, doi... Dar și poate face un președinte. O secundă, când toți... Leancă și eu, deci eram un simplu prim-ministru. Și poate să fac un prim-ministru. Într-un stat mafiot, un om sigur nu poate face nimic. Dar mai mulți oameni uniți, organizați, deștepți... 10% dacă... Da, 10% o masă critică de oameni activi și inteligenți. Credeți că Leancă cu adevărat poartă vină pentru semnătură? Nu, nu, are nicio vină. Ești de ca o matahală, acolo spărie și orile. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Dar cum, doamne, nu? Era prim-ministru. Mă tin și Maia Sandu, că era ministru în guvern. Nu trebuie să semneze. Nu știu dacă trebuie să semneze. Eu nu mă pricep la chestii de astea. Păi, el explic. Dar dacă o semnat și o greșit, răspunde. Eu nu știu, eu nu sunt prim-ministru, eu nu sunt diplomat ca el. Știți de ce cum el explică? Că adică merge vorba de depunerile cetățenilor. Adică l-au păcălit, ca și Moșanu, zice, că vine și ne-a șoptit pe trachii la urechi, trebuie să votăm chestia asta. Și-a votat legalizarea Partidului Comunist. Moșanu, el, șef de parlament, el nu știe și votează. Și-a ridicat mâna și s-a legalizat. Și asta e scuză de președinte de parlament. Ne-a spus pe trachii la urechi că votăm. Domnule, dar totuși există în țara noastră bărbați care ar putea scoate... Sunt și femei, doamnă. Sunt și bărbați și femei, e plină țara. Dar cam răzlețiți sau plecați? De plecați și trebuie să ușiți vorbești. Să-i chemăm acasă, să-i rugăm să-i implici în politică, să facă business. Domnule, dar crezi că ei o să vină acasă? Nu o să vină, o să-i așteptăm. Fica mea e Italia. Hai să o chemăm acasă, iau-te, da, Lucia sunt ori din Italia, 10 ani stat știi acolo. Știi ce mi-a spus fica mea? Pentru alternare italienilor față de sănătatea oamenilor, îți gata să-i sărut pământul. Lasă-o să rămână în Italia dacă vrea fericirea personală, dacă nu vrea fericire și pentru mama și pentru copiii ei. Dacă fica mea ar fi rămas în țară, ea n-ar fi avut ce are, ar întreprindere de tot în Italia. Aici nu era să-i permită. Posibil. Că vine și spune trebuie să-i dea la șala, la șala, știu, la șala. Știu, și ar fi dat, probabil. Păi nu știi dacă i-ar fi dat, dar nu i-ar fi dat voi să lucreți. Înțeles. Ar fi ruinat-o, cum i-a ruinat pe mulți alții. Posibil.
Știți ce am vrut să vă mai întreb? Tot se vorbește de încălcările astea din Banca de Economie. Eu, de pildă, cunosc din practică că încălcările astea sunt făcute nu numai de sus, dar începând de la... la centri regionale. De acord, fiecare aici șef de filială, acolo, fiecare casier care a făcut o ilegalitate să răspundă. Credite neperformante. Și au luat în gaj niște riscuri. Ca să vă spun un caz mult din Combanc, vă zic că era o persoană, un bărbat tânăr, destul de căturat. Și vă zic că vine un țăgan de la Prodănești și îi șeri credit. Dar nu era om așa la? Om. A, tu da, de la Prodănești. Dar ce îi spune, Snația? Contează și etnia era? Eu am zis țigan. Dar de ce spuneți etnia? Are vreo importanță în cazul ăsta? De atât că trebuie să fii atent că ăștia s-o ocupă cu șmecherii. Nu e adevărat, asta e o prejudecată. Sunt o grămadă de moldoveni care s-o ocupă cu șmecherii. Au tifilat, e condamnat la 9 ani pentru șmecherii. Șoară i-a arestat pentru... Ascultați-mi pașa. Îi dă credit de 250.000 și duci peste un timp să verifici bunul pus în gaj. Știți ce e pus în gaj? Un teren de alt raion care aparține cu totul alt persoană. Și de astea sunt fel de câte vreți. Ori alocarea creditelor astea, pașaparte, pașaparte, vă închipuiți, îi fură pașaportul, îți duci la notar și îi faci, procur, ori îi faci cu de-asta, contract de vânzare, cumpărare, și notarul nu vede pe cine are în față, eu nu înțeleg lucrurile astea. Eu, de pildă, știu la noi că m-am întâlnit de atâtea ori, cu atâta minuțiozitate verific pașaportul notarii noștri, toate actele verific de la școală, la codastral tot. Tot. Azi văd la televizor o emisiune despre cum se vând apartamentele oamenilor și așa rămân în stradă și nu știu cine și văd și de unde eu vând apartamentul. Înseamnă că și e notari sau sunt incompetenți sau sunt corupți? Nu poate fi incompetent. Înseamnă că e corupt, dar numai asta rămâne, da? Nu este posibil să nu distinzi, să uiți la om și la pașaport. Nu este posibil. Dar se întâmplă uneori oamenii seamănă. Nu? Dom'le, poate sau notarul e obosit sau... Dacă eu obosit și-a de acasă. Da, dar are program de lucru, trebuie să iei până la 5 la lucru. Vă zic că... nu știu. E complicată viața, da. Să mă încercați de minte și ca nu v-ați lămurit cu mine. Nu v-a încercat de minte, domnule, eu mă tân fac mă-ți mari stimă. A, ce ziceți că nu știu? Și vă urmăresc totdeauna. Știu, eu am răspunsuri la întrebări. Știu ce probleme avem noi. Știu, probleme sunt complicate. Când dumneavoastră ieșeți în efir, ne încurcă să ne privim asta. Fac de cele, știi? Da, bruiaj, sunt, nu da. Se vede emisiunea și la care particip eu. Și la TV7. Priviți-o pe la... internet, n-aveți internet. Am internet. Ia că pe internet nu vă bruiază nimeni. Curaj, Medie, Curaj, TV, acolo nu vă bruiază nimeni. Eu nu place camera asta cu polițiști. Dar și n-ai mai văzut polițiști? Bună ziua. Am vrut să vă întreb, ați fiți și duminica viitoare? Ori numai duminica asta e specială? Ab, dacă venim noi... Nu, ne-a spus cineva, ne-a spus o persoană din piață că o a scos prin întâmpinați că vine Oleg Brega să filmeze. Și trebuie să stați cu pistolul lângă noi să-i intimidați oameni. Nu, de asta de polițiști nu ne-a spus nimeni, dar chestia asta că am mai întrebat dacă veniți și alte duminici și ne-a spus că numai duminica asta e ceva special. Ori vreo sărbătoare în calendar cu roșu. Vreau să zic că dacă venim și duminica viitoare, sunt eu, da? Am spus că ai spus.